Atât de Crăciun, cât și de anul nou vom sta acasă alături de familie. Mehedințenii nu par deloc deranjați de faptul că petrecerile de odinioară nu vor mai fi în acest an și încearcă să găsească un prilej pentru a simți magia sărbătorilor de iarnă doar lângă persoanele care contează cu adevărat. Fără petreceri în grupuri prea mari anul acesta de sărbători. Atât de Crăciun cât și de anul nou, românii erau obișnuiți să petreacă, însă anul acesta vom sta acasă alături de câțiva membri ai familiei. Cei care aveau deja planuri le-au anulat și se pare că nu îi deranjează că vor sta alături de cei dragi, acesta fiind un prilej chiar și pentru tineri pentru a sta mai mult cu familia. Cum aveți de gând să vă petrece sărbătorile de iarnă? În familie. Că altfel nu se poate. Aveți alte planuri? Să mergem la bunici la țară. Am un băiețel mic și poate place foarte mult să meargă în colindat, dar dacă nu se poate, la noi, la țară, deci nu, copiii nu pot să respecte 6 persoane sau așa. Cum petrește toată lumea? Cum se petrece? În casă? Aveți alte planuri? Planuri aveam, da. Guvernul așa știe ce să facem. Guvernul nimic. Însă pentru românii care sunt stabiliți în străinătate, restricțiile impuse în perioada sărbătorilor de iarnă îi determină să nu mai vină acasă de sărbători, deși mulți dintre românii de peste hotare își doresc să fie acasă lângă familie. Statul acasă de sărbători alături de cei dragi va fi un moment în care ne vom bucura doar de prezența celor care contează.